Absolvenții de liceu care nu vor reuși să prindă un loc la buget la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice vor trebui să scoată sume exorbitante pentru a studia în bază de contract. Instituția de învățământ superior are cele mai mari taxe de studii din țară. Astfel, la specialitatea canto academic, contractul pentru un an constituie 35.950 de lei. Locul 2 este ocupat de facultățile Optometrie și Tehnologia Radiologică de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, unde taxa anuală constituie 32.200 de lei. Următoarea în clasament este specialitatea Design Interior de la Universitatea Tehnică, unde studenții vor trebui să scoată 11.000 de lei pe an. Și studiile la Universitatea de Stat din Moldova sunt destul de costisitoare, astfel cei care vor opta pentru facultatea de drept de la USM vor achita anual 10.000 de lei. La ASEM, cel mai scump contract pentru un an de studii de licență este de 8.600 de lei. Această sumă se referă la mai multe specialități, între care servicii hoteliere, turism și agrement, precum și economie mondială și relații economice internaționale. Iar la Universitatea Agrară, cel mai scump contract de studii de 7.300 de lei este la drept. Încheie topul Universitatea Pedagogică Ion Creangă, unde persoanele care vor alege facultatea limbi și literaturi străine vor trebui să scoată din buzunare câte 6.000 de lei.